mai leg încă un verset numai de aceasta, din 2 Corinteni, capitolul 5. Așa? Versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovădirea acestei împăcări. Amin. Apostolul Petru, de asemenea, în prima epistolă, capitolul 2, vorbește că El, adică Domnul nostru Iisus Hristos, a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn. Ca urmare a acestui fapt, Dumnezeu nu numai că nu ne-a ținut seama de păcatele noastre, de ignoranța noastră, de vrășmășiile noastre cu El, ci chiar după ce ne-a chemat la Fiul Său, ne-a dăruit Duhul Sfânt și mai mult ne-a făcut de cunoscut taina ascunsă de veacuri, adică pe Hristos în noi, nădejdea slavei. Ce tare minunat! Să nu iubim și să nu slujim pe Tatăl nostru care ne-a proiectat împăcarea. Să nu iubim și să nu slujim Domnului nostru Iisus, care prin moartea sa ne-a adus împăcarea? Întrebări care nu necesită, cred eu, niciun răspuns, pentru că fiecare îl avem în adâncul ființei noastre. Să ne ajute Tatăl nostru Ceresc să fim loiali adevărului Său pe care ne l-a descoperit și loiali sângelui care, prin care am fost împăcați. Acum vreau o mică poezie să tot aici mă păstrez la acest subiect. Titlul e Omul Durerii, luat din Isaia 53. Te văd în Betleem, Iisus, ca prunc într-o iasăle culcat, în scutece înfășurat, așa păstorii te-au aflat când Îngerul vine de sus, le-a spus că ești un împărat. Te văd la 12 ani, la praznic în Ierusalim, când erai doar un anonim. Până și astăzi ne uimim cum ai sfidat pe cărturare și ne-ai răspuns în mod sublim. Te văd și când te-ai botezat și ai îndeplinit cu zel voința Tatălui, iar El, văzându-te ca pe un miel, prin Duhul Sfânt te-a confirmat venit în chip de porumbel. Te văd cum potuleai furtuni și mulți bolnavi ai vindecat, cum ai scos dragi cu adevărat, iar pe popor l-ai adorat, plângând, ai vrut să îl aduni din mersul său debusolat. Te văd apoi în Ghețimani, pe Iuda cum te-a sărutat, cum ai fost prins și ai fost legat, de toți ai fost abandonat. Tu singur te-ai dat la dușman și nimeni nu te-a consolat. Te văd pe la Caiafa dus, pe la Sinedriu, la palat, cum te-au bătut și te-au scuipat, deși erai nevinovat. Tu erai Regele Iisus, Mesia Sfânt cel așteptat. Te văd în fața lui Pilat, cu claritate dând răspuns. Puterea ta nu-i de ajuns, de n-ai avea puteri de sus. El prea puțin a realizat că stă în fața lui Iisus. Te văd urcând cu crucea în spate drumul sinistrului calvar. Poporul tău în mod bizar ți-a oferit acest pahar. Dar tu ai fost cu demnitate, jertfindu-ți viața pe altar. Te văd pe cruce răstignit. Cu sânge ne-ai plătit salvarea și ne-ai adus la toți iertarea. Iar azi, când avem împăcarea, îți aud glasul. S-a sfârșit. Pe cetuim răscumpărarea. Înmulțește-i harul, Doamne. Sora Camelia, după care urmează un anunț pe internet. Eu am avut o cântare la îndemână, dar cred că toți am trebuit să ascultăm astăzi pe Sora Monti. Am spus că data viitoare. I-am propus la Sora Monti. Mulțumesc. Vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor
vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri, va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci, o ce zi, ce glorioasă va fi. Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Nu vor fi, nu vor fi greutăți, dureri de dus, nici necaz de orice fel, bol și lacrimi colo sus. Va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Mulțumim! Așa cum deja ne-am obișnuit, frați care sunt cu noi și pe care nu-i vedem, ne salută și ne transmit urările lor. Vine fratele Filip și Luminița cu salutări pentru adunare și pentru toți participanții, cu 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 11 până la 14, împreună cu bucuria dumnealor, cu bucuria lor că sunt cu noi. 2 Corinteni 2 Corinteni capitolul 13 cu versetul 11 încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îndrăbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Puneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți Sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. 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 Urmează un anunț pe care ne va spune. Vreau să vă Vreau să vă transmit din partea familiei Morar. Călin și Dana și copiii, toți v-au salutat cu pacea Domnului și dorește bucuria revederii, sclavară din acasă. O sunat că îi dor și așa românii simt când îți departe dorul de cei dragi și de aproape. De asemenea, vă amintesc și voi știți lucrul acesta că fratele Nicolae Leș din Văurești a pierdut pe soția lui dragă și pe ajutorul care i l-a dat Dumnezeu. Și așa cum iudeii au venit la Maria și la Marta ca să mângâie pentru pierderea fratelui lor și apoi a venit Domnul Iisus a patra zi, așa ar trebui și noi să-L mângâiem pe fratele. El ne invită cu drag ca duminica viitoare să facem o adunare acasă la el și dorește ca toți frații și surorile să meargă. Undeva la ora 15 am stabilit,
după masă, ziua mea lungă acum, ca să nu oprim adunarea din Baia Mare, că nu sunt toți aici și nu știu toți. Și atunci, cam o oră jumate să facem adunarea acolo, poate că mai vin și rudenii și vecini, iar dacă nu, vom fi noi și sigur Domnul Iisus este acolo unde cineva se adună numele Lui. Mulțumesc! A anunțat, frate, o cântare? 188? 188, fratele Copilu. Fratele Copilu dorește să cântăm cântarea 188. Va fi ultima pentru acest program și vom încheia cu cântarea 127. Era agonie cu poezia lui. Da, da. Iuliu, o să încheiem cu cântarea 127. Acum, da. Acum cântăm cântarea fratelui 188. Ajuns am timpuri grele, cum a fost profeții despre vremuri, cum în Scripturi s-a scris, când so.